Traficul cu mijloacele de transport în comun a fost blocat ieri toată ziua și asta pentru că șoferii de autobuze au decis să-și suspende activitatea. Au ieșit pe traseu abia la orele 20. Reprezentanții companiei au emis luni seară un comunicat prin care anunțau reluarea activității. Conducerea executivă a Citybus SA, membrii Consiliului de Administrație, dar și reprezentanții Adunării Generale Acționarilor și ai Primăriei Municipiului Constanța au depus eforturi pe tot parcursul zilei, fiind angrenați în acțiuni menite să asigure reluarea transportului în comun. Constanțenii au fost cei mai afectați de greva șoferilor. S-au văzut nevoiți să găsească soluții pentru a ajunge la serviciu. Am fost nevoiți să mă plimb cu taxiul mai mult decât m-am plimbat toată vara. Pentru că am și treabă, trebuie să ajung dintr-o parte într-alta a orașului și n-am avut încotro. Cei care nu au avut probleme urgente de rezolvat nu au fost prea afectați, ba chiar le-au dat dreptate șoferilor. Am avut nevoie, dar am stat acasă că trebuie să își ia și ei drepturile că muncește. N-am fost supărată deloc. Angajații companiei de transport în comun negociază de mai multe luni contractul colectiv de muncă. Discuțiile purtate nu au ajuns însă la niciun consens până aseară. De 3 luni de zile discutăm, negociem și ieri am ajuns în impas. După ședința de Consiliu Local de vineri am ajuns în impas. Ieri s-a umplut paharul, am fost răbdători, am avut 3 luni la dispoziție, am fost înțelegători, am așteptat, dar din păcate ieri s-a umplut paharul. Potrivit sindicaliștilor Citybus, conducătorii auto sunt mulțumiți că au ajuns în sfârșit la un numitor comun. În urma negocierilor purtate s-a convenit ca angajații să primească majorările salariale dorite. Încheiat cu 200 de lei de la 1 ianuarie pentru toți salariații, încă 200 de lei după aprobarea bugetului local, încă 150 de lei cu 1 septembrie anul viitor, cu un spor de 10% la conducători auto, 5% la mecanici și 3% la restul salariaților. Cele 200 de autobuze pe care le are Constanța în flota Citybus transportă 37.000 de călători în fiecare zi.